Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a susținut astăzi o conferință de presă. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții mass media, acesta a prezentat bilanțul activităților pentru primele 3 luni de mandat. După ședința Consiliului Județean Vrancea, președintele Cătălin Toma s-a întâlnit cu presa. Șeful administrației județene a prezentat activitatea sa din primele 3 luni de mandat și a vorbit despre reducerea numărului de posturi în mai multe instituții subordonate Consiliului Județean Vrancea. Deci Consiliul Județean Vrancea, la momentul acesta, are un număr de posturi aprobate 214, ocupate 158, deci avem 73% din capacitate ocupată. Din total. Vă dau și instituțiile care sunt în coordonarea Consiliului Județean Vrancea. Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea are 26, 25 ocupate și vă anunț de acum că facem reducere acolo în perioada următoare. La fiecare instituție pe care o citesc, să știți că avem un gând să facem o reorganizare, dar ținând cont de fișa postului, de importanța instituției, și de obiectivele pe care le urmărește și instituția, dar și Consiliul Județean. Avem în tabelul, colegul vă prezintă și cheltuielile, bravo, cheltuielile lunare. La Consiliul Județean Vrancea, 1.395.125 lei per număr de angajați, deci asta este cheltuiala lunară. La serviciu public, 269.080. La Biblioteca Județeană de Iuza Andrescu Vrancea avem 62 de posturi, dintre care 35 ocupate. Avem o cheltuială de 188.370, cred că e bine să știe toată lumea toate aceste cheltuieli. La Centrul Cultural Vrancea, o instituție frumoasă pe care sperăm să o readucem prin plan, nu prin festivaluri. 39 de posturi aprobate, 29,5, aici e normă cu 0,5. Deci avem o cheltuială de 122.896 lei. Muzeul Vrancei. Când auzi Muzeul Vrancei, intenția este să te gândești la o clădire. Nu. Muzeul Vrancei are o organigramă care cuprinde foarte multe obiective în județul Vrancea. Deci aici chiar vreau să atrag atenția să nu se sperie cineva când va vedea că sunt 98 de posturi ocupate din 104. Aici intră tehnicul, intră și faza, intră și toți oamenii care sunt responsabili de obiectivele pe care le are Muzeul Vrancei la momentul acesta. Ședința integrală va fi difuzată în această seară cu începere de la ora 21 pe postul de televiziune Atlas TV. În ultima săptămână, temperaturile au coborât mult sub limita înghețului. Oamenii străzii din municipiul Focșani au găsit un sprijin la adăpostul de noapte din Focșani. În fiecare seară, aproximativ 20 de persoane găsesc un pat, o masă caldă și o vorbă bună pentru a trece mai ușor prin această perioadă. Toate aceste fapte bune se întâmplă cu ajutorul voluntarilor de la Crucea Roșie Vrancea și al primăriei municipiului Focșani. Ultimele nopți au fost teribil de geroase. Mercurul termometrelor a coborât și cu 10 grade sub zero. Mulți dintre noi am încercat să ne rezolvăm treburile în exterior pentru a ne retrage în confortul propriilor locuințe la căldură cât mai repede. Sunt însă atâtea suflete care nu au un acoperiș deasupra capului. De bunăvoie s-au adus de polițiști, oamenii străzii au apelat la adăpostul de noapte. Capacitatea adăpostului din Bahne este de 18 locuri, dar există și posibilitatea de extindere în situațiile în care sunt mai multe cereri. Adăpostul de noapte Bahne este singurul care funcționează pe raza municipiului Focșani și care oferă servicii de găzduire și hrană pentru persoanele lipsite de adăpost. În ultima perioadă am avut în mod constant cam 19 persoane, dar au fost și seri în care au mai fost aduse alte persoane lipsite de adăpost și care au fost identificate de către echipajele poliției sau jandarmeriei pe stradă sau persoane trimise cu ambulanța de la UPU Focșani. Care este capacitatea adăpostului? Capacitatea adăpostului este de 18 persoane, dar putem suplimenta încă 6 locuri pe saltele. Avem în permanență pregătit saltele și cazarmament pentru cazurile reperate în teren noi. Cât timp pot rămâne beneficiarii în adăpost? Care este programul?
Programul este de la ora 18 seara până a doua zi dimineață la ora 6, asta în cazul în care nu există avertizări de genul codurilor de vreme severă. În perioada codurilor radă, postul rămâne deschis toată ziua. Primesc și hrană. Da, absolut. În fiecare seară beneficiarii noștri primesc hrană caldă, un ceai. O cameră încălzită, un pat și o masă caldă îi ajută să supraviețuiască în această perioadă. Beneficiarii spun că sunt bine primiți și mulțumesc celor care le întind o mână de ajutor. Unde ați ajuns în situația aceasta? E, foarte simplu. Am ajuns la Crucea Roșie, am fost primit cu o mare căldură, cu deosebită primire de aceste minunate fete. Mulțumim Crucea Roșie, mulțumim ce fac parte din acest compartiment, sector Crucea Roșie, respectiv municipiul Vrancea și respectiv județul Vrancea. Aici, în centru, care sunt condițiile? Cum vă Sunt simțiți aici? foarte buni, suntem foarte mulțumiți. Mulțumim Crucea Roșie, mulțumim fetelor ce fac parte din acest compartiment. Aș vrea să fac referire și domnii sale, doamna directoare Rodica Davideanu, o bunătate, o personalitate. De câte ori vine aici, ne privește așa cu o privire luminoasă, ne întreabă ce avem să nevoie, ce avem nevoie. Ne redă sănătate, ne redă vitalitate, pe care o felicităm și o apreciem. În rest, când nu veniți seara aici, pe unde stați? Da, este bine, este bine. Mulțumim, Crucea Vă Roșie. întrebam pe unde stați în rest, când nu veniți E, seara pe unii aici. putem și noi, pe unii putem, pe unii ne găsim posibilitatea și pe acolo și pe acolo. Vă mai ajută oamenii din comunitate? E, din când în când, Din aș când putea în când. spune, da. Dar găsiți întotdeauna un sprijin în Crucea Roșie. Da, mulțumim foarte mult, mulțumim Crucea Roșie, încă o dată aș vrea să vă arăt, mulțumim Crucea Roșie, mulțumesc acestor fete minunate, pe care le felicităm și le apreciăm. Suntem foarte mulțumiți, mâncarea este foarte bună. Dumneavoastră, cum ați ajuns în situația aceasta? Tot la fel ca și dânsul. Probleme acasă, cu familia, aveți familie? Nu mai am familie. Nu mai aveți chiar pe nimeni? Și aici condițiile în centru cum sunt? Sunt bune. Sunteți mulțumit? Da. De cazare, de Da, masă? da, da. De toate alea suntem mulțumiți. Afară în perioada asta, cam cum a fost? Bine. Groaznic, bănuiesc, a fost frig afară, Da, a fost frig afară, dar nu a fost cald. Deci v-ați descurcat bine aici. Suntem mulțumiți, da. Seara, când adăpostul se deschide, există un anumit regulament și o ordine după care se desfășoară totul. Oamenii sunt primiți, sunt invitați să-și facă un duș, primesc pijamale și chiar au posibilitatea să-și spele hainele. Există un regulament de organizare și funcționare și un regulament de ordine internă care este adus la cunoștința atât a personalului care lucrează, cât și a beneficiarilor. Dar, în general, ei cunosc, pentru că, știți, există și acel folclor oral. Sunt mulți care vin și ne cer adăpost pentru că au auzit în comunitate la alți oameni care au fost cândva sau sunt beneficiari ai adăpostului. Și atunci ei știu care sunt regulile. Centrul din Bahna este deschis pe tot parcursul anului. Beneficiarii sunt majoritatea bărbați. Doar o singură femeie mai apelează la acest adăpost. Adăpostul de noapte funcționează în tot decursul anului. Este un proiect desfășurat de Crucea Roșie Vrancea în parteneriat cu Primăria Focșani și oferim găzduire, cazarmament, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte pe tot parcursul anului persoanelor aflate în nevoie. Sunt aceleași persoane care se adresează sau din când în când mai vin și persoane noi? Mai vin și persoane noi din când în când. Din păcate, sau nu știu cum vreți să o luați dumneavoastră, pentru persoanele care nu au domiciliul pe raza municipiului Focșani, perioada de găzduire conform regulamentului este de maxim 48 de ore. Doar atât. Noi ne adresăm doar persoanelor fără adăpost aflate pe raza municipiului Focșani. Beneficiarii sunt persoane tinere, persoane mai în vârstă? În principal, în proporție de peste 70-80%, beneficiarii noștri sunt persoane vârstnice. Fiecare dintre oamenii străzii, așa cum sunt numiți, au o poveste tristă, despre care vor sau nu să vorbească. Fiecare poartă o durere. Poate că acest mod de viață nu a fost neapărat o alegere, de aceea nu trebuie să îi judecăm. Motivele sunt diverse. Unii au rămas
datorită situației financiare fără locuință, nu își permit să plătească o chirie, pentru că veniturile sunt foarte mici, iar prețurile chiriilor știm care sunt. Alții nu au avut niciodată în proprietate o locuință. Au venit acea lege prin care imobilele naționalizate au fost restituite proprietarilor și atunci ei ca și chiriași au fost evacuați. Alții au rămas fără sprijin. Cheltuielile cu adăpostul, hrana și cele necesare sunt susținute de Primăria Municipiului Focșani și Crucea Roșie. Alături de cele două instituții sunt oameni de bine, voluntari care își rup din timpul lor liber pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie. Ca personal angajat avem paznicii, un asistent medical, iar restul suntem voluntari. Eu, ca și psiholog, sunt voluntar. Colega mea, asistent social, este voluntar. În principal, activitatea în adăpost se desfășoară cu sprijinul voluntarilor. Cam câte persoane? 7, 8, 9, în funcție de situație, în funcție de necesități, de nevoi. Vara, dacă e mai puțin solicitant datorită timpului frumos, și noi suntem cumva mai puțin, dar în sezonul rece se mărește numărul voluntarilor. Un bărbat căutat de către polițiști în urma unui scandal care a avut loc într-un bar din Homocea a fost prins în vamă în timp ce vroia să părăsească țara. Individul este bănuit că a lovit două persoane care acum sunt internate la spital. La data de 20 ianuarie, în jurul orei 19:40, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un scandal într-un bar din comuna Homocea. În urma verificărilor s-a stabilit că pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 35 de ani din localitate ar fi lovit cu un obiect înțepător alți doi bărbați din aceeași localitate, în vârstă de 23 și respectiv 33 de ani. Victimele au fost internate la Spitalul Județean din Focșani. Bărbatul de 35 de ani a fugit de la fața locului și a fost prins în vamă în timp ce încerca să părăsească țara. Pentru identificarea lui a fost constituită o echipă de căutare formată din polițiștii Serviciului Investigații Criminale, cei din cadrul secției 4 Poliției Rurale Adjud și ai Poliției Municipiului Adjud. În urma verificărilor specifice, în baza informațiilor deținute, polițiștii l-au dat în consemn și au identificat în cursul nopții prezumtivul agresor la frontieră, în timp ce încerca să părăsească țara. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar în urma probatorului administrat și a concluziilor raportului medico-legal, încadrarea juridică a faptei poate fi schimbată. În prezent, bărbatul de 35 de ani se află în custodia polițiștilor de investigații criminale Vrânceni. 17 cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în Vrancea în ultimele 24 de ore, iar la nivel național, 2878. Rata de infectare în județul nostru a mai scăzut puțin față de zilele trecute și a ajuns la 0,66 la 1000 de locuitori. Rata de infectare pentru Vrancea are valoare de 0,66 la 1000 și este în scădere. În cele două municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt în Focșani 0,90 în scădere și Adjud 0,74 în scădere. Singura localitate cu rata de infectare peste 2 este Soveja. Localitățile cu rata de infectare 0 sunt Andreeașul de Jos, Bârsești, Bălești, Boghești, Chioșdeni, Corbița, Măicănești, Mera, Nereju, Paltin, Păulești, Stoaca, Reghiu, Sihlea, Slobozia, Ciorăști și Spulber. De ieri și până astăzi, 17 vrânceni au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. În spitalele de la Focșani și Adjud se află internați 54 de pacienți, dintre care 4 la terapie intensivă, 3 la Focșani și 1 la Adjud. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 6.895, iar a persoanelor decedate la 309. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.878 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până astăzi, 21 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 703.776 de persoane infectate cu noul coronavirus. 641.288 de pacienți au fost declarați vindecați. În intervalul 20-21 ianuarie au fost raportate 69 de decese, 44 de bărbați și 25 de femei. Până astăzi, 17.554 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2
au decedat. Polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 20 ianuarie 4.960 de sancțiuni contravenționale în valoare de 777.323 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost întocmite ieri două dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. O femeie și-a pierdut viața aseară în urma unui accident rutier în care au fost implicate 5 autoturisme. Evenimentul s-a produs la ieșire din Adjud. Alte două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. Miercuri a fost zi neagră pe șoselele din Vrancea. După accidentul de la Domnești, în urma căruia un pieton și-a pierdut viața, seara trecută s-a mai produs un accident de circulație, de data aceasta la Adjud. O șoferiță a decedat și alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Inițial, 3 autoturisme au fost implicate în accident, dar ulterior, alți 2 conducători auto au declarat că au fost de asemenea implicați, deci în total 5 mașini avariate. Ieri, 20 ianuarie, în jurul orei 17:50, polițiștii serviciului rutier au intervenit la un accident rutier produs pe DN2E85 în afara localității Adjud, soldat cu decesul unei persoane. Din cercetările preliminare efectuate de polițiști, a reieșit faptul că în timp ce o femeie de 50 de ani din municipiul Adjud conducea un autoturism pe DN2E85 pe sensul de mers Adjud-Focșani, a intrat în coliziune cu un tir care circula pe același sens, iar din impact a fost proiectată în alte 3 autoturisme care circulau din sens opus. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul femeii de 50 de ani. Totodată, alte 2 persoane au fost rănite ușor. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect. Pe parcursul nopții de joi spre vineri, poate să apară ceața, dar pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -6 și -4 grade Celsius, iar cele maxime între 10 și 12 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere! Thank you.